Polițiștii au luat în vizor transportatorii produselor de panificație. La Orșova, doi dintre ei au fost opriți de oamenii legii care au constatat că nu existau acte de proveniență pentru marfă. Se urmărește în primul rând respectarea condițiilor ordonanței de guvern privind aplicarea TVA-ului de 9%, respectarea condițiilor de depozitare, transport și păstrare a produselor de panificație, precum și legalitatea documentelor transportatorilor și producătorilor de produse de panificație. Acțiunea va dura până la sfârșitul anului 2013. Cei pe care i-ați oprit până acum, ce nu aveau în regulă? Conducătorii auto pe care i-am oprit în trafic până în momentul de față nu au putut prezenta documentele de proveniență a mărfii. Au avut asupra dumnealor numai avize de însoțire, fără a prezenta factura pro forma. În doar două zile, polițiștii au aplicat sancțiuni de peste 27.000 de lei. În doar două zile, polițiștii mehedințeni au confiscat în cadrul acțiunii Vatra 2013 peste 5.200 de produse de panificație și 9 autovehicule cu care erau transportate acestea. Prin acțiunea Vatra, polițiștii urmăresc combaterea și prevenirea ilegalităților în domeniul panificației. Oamenii legii vor desfășura astfel de misiuni timp de 4 luni de zile.